Deși ne aflăm de-abia la finalul lunii martie, temperaturile din acest weekend vor ajunge la valori comparabile cu cele din mijlocul verii. Experții de la Administrația Națională de Meteorologie ne spun că ne putem aștepta chiar și la 29 de grade în unele zone ale țării primăvară cu temperaturi de vară în acest weekend. Potrivit informațiilor, acest final de săptămână poate să fie cel mai călduros weekend din martie din ultimii 72 de ani. Directorul în cadrul ANM, Florinela Georgescu, a declarat că ne putem aștepta la temperaturi de 28-29 de grade în unele zone ale țării, mai precis în Muntenia, Oltenia, cât și în unele zone din Dobrogea. Vremea continuă să se încălzească în zilele viitoare. Cel mai cald ne așteaptă să fie în partea de sud a țării, dar temperaturi de peste 20-22 de grade vor fi în weekend în toate regiunile țării, ajungând până la 28-29 de grade, cel mai probabil în Muntenia, Oltenia, în partea continentală a Dobrogei. Pentru românii care se află pe litoral în acest weekend, veștile sunt de asemenea bune. Vremea va fi una caldă cu maxime cuprinse între 16 și 21 de grade. De asemenea, temperaturile din timpul nopții vor fi de asemenea în creștere. În privința perioadei de la începutul lunii aprilie vom continua să avem parte de temperaturi ridicate puțin peste normalul acestei perioade. Din an, mai ales în zonele intracarpatice vom avea parte de vreme caldă în perioada următoare. În privința regimului pluviometric, experții de la Administrația Națională de Meteorologie ne spun că acesta va fi unul apropiat de normalul perioade în mare parte din România. În perioada 8 și 15 aprilie, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei în toată țara, la fel și cantitatea de precipitații. Temperaturile rămân plăcute și în perioada dintre 15 și 22 aprilie, însă este probabil să avem parte de precipitații în zonele centrale și estice din țară. Relatează click.ro